Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Marian Lazar, m-am născut în Mangalia. Ocupație, de când mă știu, sunt bucătar. Am venit să vă gătesc cu un muș de căproare cu un sos cafe de Paris. Astăzi voi găti o rețetă destul de complexă. E o rețetă pe care am gândit-o special pentru cefle cuțite. Vom începe cu mușul de căproare, prin a-l curăța. Vom face o marinată din două tipuri de vin și vom pune mușculețul de căprioară în vid ca să accelerăm un pic procesul. Sunt plecat de mai bine 15 ani, iar în momentul de față sunt stabilit în Madrid. Cât am stat în România, am lucrat ca ajutor de bucătar. Odată ajuns în Spania, mi s-a oferit un post de muncă, la început ca și ajutor de bucătar. Dar la foarte scurt timp, practic o lună, am urcat la postul de șef de bucătărie. Bineînțeles că toate astea m-au motivat foarte mult. Continuăm cu sosul cafe de Paris. E un sos elvețian, dar care s-a făcut faimos în Paris, într-o cafeterie cu numele Cafe de Paris. Și e un sos care merge foarte bine cu absolut orice fel de carne. Școala Le Cordon Bleu am făcut-o recent, să spun așa. Venisem după un post de aproximativ 8 ani ca șef de bucătărie într-un restaurant. Iar asta m-a ajutat foarte mult pentru că nu eram începător. Și mi-au scurtat timpul de studii, în loc de 9 luni, 6 luni. Acum vom face sfera de iaurt. Practic câteva zile după absolvirea am început să lucrez într-un restaurant cu Stea Michelin. Și îmi place să cred că din cauza asta, din cauza experienței Le Cordon Bleu. Punem 5 grame alginat de sodiu. Alginatul de sodiu e un praf făcut din alge, practic. Formează, să zicem, acea sferă, care la exterior este ca o coajă, iar în interior rămâne lichidă. Le trecem într-o apă curată pentru a curăța excesul de alginat de sodiu. După care le vom păstra în acest ulei de floarea soarelui. Odată ce intru într-o bucătărie de o Stea Michelin, încep să lucrez cu produse pe care, până în momentul de față, eu cel puțin nu le cunoscusem. Sau tehnici pe care nici măcar în școală nu le-am învățat. Aici avem o pastă de... Numele ei original este Chil Mole. E o pastă de chili ars, pe care noi o să o folosim pentru a pune pentru a-i face o coajă, să spun așa, acestui cartof dulce. E o evoluție continuă pentru că ți-o impun. E ca o luptă, practic, între restaurante. Cel mai bun merge mai departe. Pe ultima sută de metri, presiunea e mare. Dar chiar sper să iasă tot în regulă, până la urmă. Ok, și acum îi punem la cuptor. Sunt foarte, foarte mulți bucătari buni în lume, bineînțeles, dar mă consider un bucătar cu o bază importantă. Un bucătar care de obicei iese cam din orice situație complicată și în bucătărie te întâlnești cu multe. Un bucătar care se adaptează, cel mai important, și care pune foarte mult preț pe ordine și disciplină. Mi-ar plăcea foarte mult să le placă măcar la fel de mult cum îmi place mie. Să o considere măcar una dintre cele mai bune. Poruncă? Chiar trebuie să dau vreo două porunci. Poruncă. Nu ai două, ai una. Tu, una eu. Da. Bine, mă, una. Atâta. E bună și e. Hai. Desert. Carne. Stai. Opa. Stai. Carne. Bine, carne, zi. Amândoi, nu mai vorbiți, cântați. Tot ce vorbiți, cântați. Nu se poate să mă pui acum să cânt la farfuria asta. Căprioară, căprioară, măi, măi. Unde ai fost tu asta oară, măi, măi? Oare crezi că atâta cărbune ne face bine? E foarte bun cărbunele la stomac. Cu sfeclă și cred că ăsta ar vrea să fie glonțul care a omorât căprioara. Nu am înțeles nimic din această farfurie. Doar căprioara și cu sfecla. Dar aici oare ce-o să fie?
Căprioara și cu smleca e doar smecla, doar o nebunie. Nu e bine. Ce e aia neagră? Bineînțeles că e cărbune. În interior? Aia n-am cum să-mi dau seama că este... Spun eu că e cartof. Da, cine a gătit Cătălin? Oi. Acum asta te văd. Ildico e la găteală. Bine, tocmai de la Cluj. N-a avut nimic la școală, doar un pic de ruj. Nu e bine. Aiura. Bine v-am găsit. Salut! Salut! Hello. Salutare! De unde vii? Vin din Madrid și sunt născut în Anglia. Și v-am ascultat, bineînțeles, de pe ușă. Probabil că aș fi fost un pic mai dur decât voi, dar... De cât timp ești tu bucătar? Au, pedeapsă și trebuie să o... Nu e alegerea mea, să știi, că dacă aș fi putut, aș fi vorbit și... Nu aș mai fi cântat. Să mă justific? Nu, las că mai avem până la mâncare. Am dat că ne interesează cine. Băi! Și-a pierdut vocea asta, bă. Noi am pierdut pariul, da. Și eu și cu Dumnezeu trebuie să cântăm. Deci, deocamdată, de unde vii și ce ai făcut în ultimii 200 de ani? În ultimii 200 de ani am fost vampir, în ultimii 15 bucătar. Perfect. Bună, mi-a plăcut, bravo. Și unde trăiești acum? Acum trăiesc de 15 ani, cum v-am spus, trăiesc în Spania, mai exact în Madrid. Și cum ai ajuns tu bucătar? Pasiunea mea de mic, bineînțeles. Eu când am intrat pentru prima dată într-o bucătărie, nu a fost pasiune la prima vedere, dar ușor-ușor s-a dezvoltat pasiunea aia și am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să fiu bucătar, că n-a fost ușor. Emblema de pe piept. Ai făcut școala acolo? Am studiat de curând de Le Rambleau în Madrid. Și pe unde ai lucrat? Până sâmbătă am lucrat pentru că mi-am dat demisia ca să pot să fiu disponibil 100%. Într-un restaurant cu stea Michelin în Madrid. Nu mai fi hater și dezleagă-ne de... Bine, haide. Întrebați, nu mai cântați. Ce a vrut să fie aici? Muș de căprioară cu un sos cafe de Paris, un cartof dulce într-o coajă mexicană, coaja aia mexicană e un mole din chile ars, un risotto din speclă, fără orez, și o sferă din iaurt. Tu realizezi că ai lucrat atât de mult la farfuria asta? Da. Ți-ai dat demisia de acolo de unde ai plecat ca să vii aici, de la o stea Michelin, și nici măcar tu nu ești mulțumit de farfuria ta? Nu sunt mulțumit de farfurie. Ce nu ți-a ieșit? Sunt mulțumit de carne. Carnea, ok. Și noi? Sosul, având în vedere că, cum bine știți, e un sos cafe de Paris pe bază de unt, când se răcește, devine... Nu, asta e problema. Tu ai gustat din mole ăsta? Cartof? Da. Un pic picant. Ai gustat o bucată întreagă, așa, dat prin cărbunele ăsta? Da. Și ți-a plăcut? Da, bine. Într-adevăr, trebuie să recunosc cartoful pe care îl făceam cu acest mole era un pic mai mare. Probabil că acolo e problema. Ai avut ocazia, probabil, de-a lungul timpului să studiezi în restaurante bune, să lucrezi în restaurante bune. Acum vii de la o stea Michelin, presupun că ai lucrat și înainte tot la Michelin, având posibilitatea asta în Madrid. Am fost șef de bucătărie timp de 7 ani, aproximativ. Unde? Într-un restaurant în Madrid. Problema este că ajungi să guști din farfurie și tot mesajul tău pe care ai încercat să-l transmiți aici nu are deloc valoarea pe care tu i-ai atribuit-o în cap, pe hârtie. Hai să zicem, emoții, prima oară în fața camerelor, prima oară când faci chestia asta, ți-ai pus o presiune pe umeri foarte mare și ți-ai jucat toată cartea aici și ai încercat să ne impresionezi mai mult vizual. Da. Asta e aici. Pare rău. Păi, iar îmi pare rău. Sincer, îmi pare rău, mai ales că am auzit povestea ta. Știm ce faci, de când faci. Cu siguranță că treci bine, că altfel n-ai sta acolo. Nu te-ar ține nimeni. Te rog mult de tot, nu vreau să pleci de aici dezamăgit că suntem noi nebuni. Fii atent. Pe tehnica vreau să vii. Nu, de bineînțeles că nu pentru tehnica, doar vreau ca alegerea, da. Și vreau să iei toată bucata aia de cartof cu foiță de aur. Nu cu foiță de aur. Uite, iau o pastă. Iau o pastă care nu are foiță de aur și vezi care mai puțin. Bag-o în gură, mestec-o. Și după 3 minute să vezi ce pățești. Vezi că zici că ai mâncat o scrumiere, efectiv. Prea mult. Mult, prea e mult. Asta zic, când e bucata mai mare, se balansează cumva. Ia iura pentru că ceva și ce sosul, fac. Adică ai văzut că sosul e... O simți? Meritai un cuțit? Bineînțeles că nu.
Pare rău. Mulțumim, Marian, te mai așteptăm. Și vă mulțumesc. La revedere. Mulțumim, baftă. La revedere, Marian. Pare rău. Salut. Bă, n-ai cum mai și zile proaste. Uitați-vă ce e pe pieptul lui. Eu mă duc să-i duc puțin, bă, nu se poate. De ce? Are tehnică în farfurie, mă, și-l vedem în bootcamp, bă, deci nu se poate. Da, știu. Nu am plăcerea mea vinovată, n-aveți ce să faceți. Nu, n-am spus că nu ce să faci. Și voi convinși că și voi ați făcut treaba asta și sunteți convinși și voi că ceva, e ceva aici. Cu siguranță este. Nu se potrivește cu ce, cu ce faci de zi într-o bucătărie profesională, cu totul altceva. Deci, mă rog, probabil că aceeași istorie n-aș vrea să mă, să mă repet. Da, eu zic că e bună, adică nu are cum să nu fie bună. Te ține nimeni. Da. Adică are sens și logică, da. Știi? Asta e situația. Sunt de acord cu... Sunt de acord cu... Cu ce au... Probabil că aș fi fost mai dur, cum aș fi. Mariane, fii atent cum face. Tu nu ești un om care să... Se simte de departe că... Aia n-a fost farfuria care trebuia să fie, crede-mă pe cuvânt. Eu am miros. Am simț și am gust. Ceva s-a întâmplat. Da. Categoria. Un om de calibru și de categoria... Da. Un om care a lucrat atât în locurile alea. N-are cum să greșească. Dacă îmi permiți? Te rog frumos. O secundă. Ia-l pe ăsta. Mulțumesc frumos. Cu tine. Fii atent. Este... nu-i spune plăcerea mea vinovată. Fiecare din noi, în fiecare sezon, avem câte o nebunie. Și Dumitrescu și cu Pontele au avut. Eu n-am cum să te las pe tine să pleci de aici, fără să te văd, într-adevăr, cine ești. Omule... Mulțumesc, nu știu dacă poți să-ți dau... Te vedem în bootcamp. Vrei să mă îmbrațe? Da. Hai, ia-mă în brațe, hai. Mersi frumos. COVID-ul. Gata, mersi frumos. Păi... Deci... Mulțumesc că n-am. Te rog frumos, nu mai bate câmpii. Ok. Bate știțele, mai bine. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.